Avertizarea meteorologică de fenomene periculoase, respectiv vijeliile, ninsoarea, ploaia anunțate de meteorologi pentru sfârșitul acesta de săptămână, a găsit administrația municipală pregătită de intervenție. Încă din cursul lunii octombrie, spre sfârșitul acestei luni, a fost elaborat planul de intervenție la dezăpezire și pe timp de iarnă, în comun, ca de fiecare dată, de către Societatea Comercială Administrația Domeniului Public și Privat, fosta Direcție Generală a Serviciilor Publice de Gospodărie Locală și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipalității. Ca de fiecare dată, s-au luat în discuție și s-a prevăzut pentru intervenția imediată un număr de utilaje, formațiunile de lucru care să le deservească pentru o primă acțiune la degajarea căilor rutiere, dacă este cazul. S-au constituit stocurile de material antiderapant, pentru că, de regulă, iarna la Giurgiu debutează mai degrabă cu polei și cu strat subțire de gheață pe carosabil. Sunt pregătite, după cum vă spuneam, și utilajele toate de intervenție, de la sărărițele pentru împrăștiat acest material antiderapant, la plugurile autotractate, dar și vole, mașini cu capacitate mare pentru evacuarea zăpezii în caz de nevoie. Un total de 30 de utilaje cu echipele de deservire aferente, dar și stocurile de combustibil și o rezervă minimă necesară de piese de schimb pentru aceste utilaje, astfel încât totul să fie gata de intervenție atunci când Giurgiu va fi și el afectat de rigorile iernii. În același timp, la nivelul municipalității s-a desfășurat activitatea de planificare a cadrelor de conducere, astfel încât activitatea să fie coordonată pe zonele de intervenție. S-a păstrat aceeași ordine de prioritate a intervenției, în așa fel încât să se degajeze căile de acces către principalele obiective sociale și economice ale orașului, respectiv către spital, policlinică, stația de ambulanță să poată să circule, zona străzii uzinei, astfel încât echipajele Inspectoratului pentru situații de urgență să poată interveni în caz de nevoie, de asemenea accesul către școli, către primărie, prefectură, către piața centrală, către agenții economici de care vă spuneam, respectiv fabrica de pâine și fabrica de lapte. Ele sunt, de altfel, principalele obiective la care se asigură accesul. Contăm și în această iarnă, sperăm că de data aceasta reacția populației și agenților economici să fie mai promptă, contăm, cum spuneam, pe cooperarea asociațiilor de proprietari și a cetățenilor municipiului Giurgiu. Să nu uităm că marea majoritate a aleilor de acces la blocuri, a parcărilor și a trotuarelor ar trebui să fie degajate de zăpadă, cu transferarea zăpezii pe zonele verzi de lângă blocuri, nici de cum pe carosabil, de către locuitorii municipiului. De asemenea, agenții economici am dorit să intervină, agenții economici care desfășoară activități comerciale. Am dorit să intervină cu promptitudine și în acest an, în așa fel încât accesul pietonal prin fața magazinelor lor să fie cât mai ușor.